Bun găsit! Doi invitați avem astăzi, doi invitați deosebiți. În fața mea, Radu Atanasiu se ocupă de critical thinking. Critical thinking și pentru business în special, implicat în programe educaționale în direcția asta. Mulțumesc foarte mult, Radu, că ai venit. Mulțumesc de invitație. Și de asemenea, alături de mine, Dragoș Iliescu, care este și profesor, dar și antreprenor. Da. Brio fiind un loc, o unealtă online pe care a fondat-o. Mulțumesc, domnilor, pentru că ați venit astăzi. Azi vă propun să vorbim despre literație digitală și să o ducem într-o direcție în care să încercăm să aflăm care e importanța acestui concept, da, concret. Care e importanța acestui concept atunci când vorbim despre integrare pe piața muncii a tinerilor și nu doar a tinerilor. Și încep cu tine, Radu. Literație digitală, piața muncii. Știu că m-ai chemat, pentru că ultima oară când am vorbit împreună, ai aflat că noi lansăm trei programe de licență, de facultate, dintre care unul se numește cu digital, se numește digital marketing și probabil că de-aia m-ai chemat. Piața muncii cere din ce în ce mai mult, se ocupă din ce în ce mai mult cu unelte care au legătură cu digitalul. E drept că uneltele astea devin din ce în ce mai prietenoase cu oameni care nu neapărat sunt coder sau au nevoie de cunoștințe profunde, dar lucrurile se întâmplă în spectrul ăsta digital și dacă e să vorbim doar de digital marketing ca un exemplu pe care îl putem generaliza, țin minte, am tot avut legături cu marketingul, cu publishingul în ultimii, cred că, 25-30 de ani. Și mi-aduc aminte cum bugetele, la un moment dat a apărut o chestie care era ceva cu internetul și era ceva de genul 1% din spending, acum totul e acolo, chiar și când dai, pui în buget ceva care nu are legătură cu internetul, tot are legătură cu internetul. Ceea ce înseamnă că un aspect important al activității economice, care este comunicare, marketing, pricing, felul cum ai legătură cu consumatorii tăi, se face foarte mult online. Pentru asta există meserii care n-au școală. Există niște meserii pe care dacă te uiți pe ce platformă de meserii unde cauți, vezi că se numesc într-un fel, deja au niște acronime simpatice și oamenii s-au pregătit singuri. Drept pentru care noi ne-am decis să facem un pas înainte și să pregătim oamenii să facă, să știe cum e cu Google AdWords și cu Facebook, nu știu care, și cu toate celelalte, ca să nu fac vreo, să știe ce înseamnă strategie digitală a unei companii, să știe ce înseamnă transformare digitală, adică atunci când lucrurile sunt într-un fel să meargă și în altfel. Asta pentru anul 1, 2 și 3 de facultate, sunt 3 ani de facultate. Și de asemenea, în paralel, le dăm un fel de ABC de transformare personală care are și o componentă din asta, învățăm să facă lucruri și cât de cât online. Cred că au mai multe șanse așa, chiar dacă nu o să facă SEO sau astea, unul din acronimele respective, chiar dacă nu o să facă aia, n-ai cum să faci nimic. Eu, de exemplu, nu pot să dau note la școală și cred că Brio vine acolo și mai bine să facă asta. Eu nu pot să dau note la școală dacă n-am un grad de literație astfel încât să-mi pun niște criterii după care să le urmăresc, să fac un drop-down menu, să dau nota pe care să mi-o explic eu trebuie să completez comentariul de acolo. Așa funcționează și la programele noastre din Olanda pe care le avem. Eu n-aș fi știut câtă vreme am predat online să mă descurc cu toate Zoom-urile și breakout rooms și așa mai departe, dacă n-ar fi fost orice fel de activitate economică are legătură cu asta și e bine să învețe lumea de la început. Și până la urmă, Dragoș Iliescu, de fapt înveți o generație tânără să funcționeze după o infrastructură unei lumi, sau cu infrastructura unei lumi moderne. A lumii lor, da. Da. E chiar mai dur decât ce a zis Radu. Adică, sigur, Radu a dat niște exemple excelente, dar care vin din profesii care trăiesc cumva într-o zonă mai rarefiată, adică profesor universitar, specialist în marketing, stai să vezi și mulți ar putea spune, stai să, știi, ăștia care au nevoie să învețe ei, că nu toată lumea are nevoie, dar știi, de fapt ne uităm acum la transformarea felului în care
trăim și muncim, că nu muncim altfel decât trăim, de fapt. Da? Adică ar fi nerezonabil să te aștepți ca la muncă să fie complet altfel decât ce se întâmplă în viața cotidiană. Și suntem atât de imersați în viața cotidiană, în tehnologie și lumea asta digitală, încât e, cum ziceam, nerezonabil să crezi că ar fi altfel, da? Și în muncă. Deci te uiți la munca modernă, nu doar în aceste profesii care sunt mai sofisticate, poate, din punct de vedere al aptitudinilor, al deprinderilor. Întotdeauna au fost profesii de nișă, da? Marketingul, advertisingul și media. Nu sunt pentru oricine, tot timpul au fost de avangardă. Da? Și în România, pentru foarte puțin timp, s-a putut învăța așa ceva. Adică țin minte începuturile facultății David Ogilvy, mă rog, numită atunci David Ogilvy, da? Facultatea de Comunicare și Relații Publice la SNSP. Profesia se făcea cu 20 de ani înainte, dar nu se învăța nicăieri. Da? Deci întotdeauna au fost profesiile astea cumva mai de nișă și mai sofisticate. Nu de ele vorbim. Dacă luăm codul ocupațiilor din România, clasificarea ocupațiilor din România și selectăm de acolo profesiile care au cât de cât de a face cu digitalul și pe care nu le mai poți face la un nivel acceptabil de performanță astăzi deja, dacă nu ești suficient de digitalizat, eu bag mâna în foc că 90% din codurile din acest clasificator sunt în acea arie. În acea situație. Da, în acea situație. Deci e noul normal. Văzusem, de exemplu, cu stupoare cursuri, în Germania se întâmplă asta, acum de curând am văzut reclama, cursuri de digitalizare pentru fermieri. Da? Deci dacă vrei să faci tehnologia de care ai nevoie pentru a manevra semănătoarele alea și dita mai mașineriile care merg fără șofer acum, da? Nu mai trebuie să tragi de volan, dar pentru a le programa cât de mult, cât de adânc să sape, cât de multe semințe să pună, pe câte... Da? Deci totul... Ai nevoie să ai oare și ce de cunoștințe de nu știu, manevrarea sistemelor digitale, practic. Trebuie să le programezi, nu e foarte complicat, e drag and drop, dar... fermieri, țărani. Da, țărani e puțin peiorativ în română. Da, dar nu asta încerc să fac. Fermieri, până și pentru asta ai nevoie de digitalizare. Sunt foarte, foarte puține meserii la momentul ăsta pe care să le mai poți face și predicția este că vor fi din ce în ce mai puține, probabil niciuna, în următorii 20-30 de ani, fără acest layer de digitalizare. Deci, despre ce vorbim? E noul normal? Ar fi cazul să nu ne mai lamentăm, ci să acceptăm situația asta și să mergem înainte. Și atunci... sunt două căi, sau de fapt trei căi. Prima ar fi ca în educația timpurie să fie introdusă o gândire critică și o educație în sensul ăsta, care cumva să standardizeze lucrurile pe care oricum copiii le fac, dar să le explice mecanismul din spate, mecanismul de funcționare din spate, pentru a le forma, pentru a le forma gândirea. Și apoi, la locul de muncă, pentru generațiile care n-au avut parte de o alfabetizare sau literație digitală în procesul educațional, la locul de muncă angajatorul să îi ajute pe oamenii aia să meargă în direcția asta sau ei înșiși să investească în ei. O să dau două exemple. Unul este ce ar putea să facă o instituție de învățământ. Că este ea, eu știu, școală generală, liceu, că este ea facultate, că te pregătește pentru studii postgrad. Eu cred că alfabetizarea în digital e ca la alfabetizarea funcțională, adică poate știi să citești și să scrii, dar dacă îți dă cineva un text mai complicat, nu înțelegi ce se întâmplă în textul ăla. Cred că e la fel și aici. Cred că vin, acum vorbim de tineri și după aia mă refer la partea a doua întrebării tale despre cei care au ieșit, trecut deja prin niște programe de școlarizare. Tinerii vin, se nasc deja în digital. Țin minte povestea cineva că la un moment dat i-a dat copilului de un an jumătate o revistă Glossy și a făcut așa ca să mărească poza. Adică așa se nasc în digital. Problema e că nu știau și chestiile care îi vor ajuta. Și o să dau două exemple concrete care au legătură cu un pic de critical thinking, cu un fel de cum tratezi informația în sine. Din păcate, și asta este o hibă a felului cum vorbim despre morală în liceu, în școală generală și în liceu, tinerii din România nu înțeleg foarte clar ce înseamnă aplagia.
Nu înțeleg, de exemplu, că atunci când e o informație din, de pe net, da? Din cineva care a mai scris ceva de genul ăsta, chiar public, adică nu referate.ro, ci cineva care a scris un articol în engleză, dacă iei respectiva chestie și o traduci când ți se cere un SEO, asta este plagiat. Și ar trebui să înțeleagă asta foarte bine, pentru că nu doar atunci când ai puține informații la îndemână, mai ales când ai foarte multe informații la îndemână, trebuie să știi, asta este un skill, o însușire. Trebuie să înțelegi foarte bine cum tratezi informații. Un al doilea exemplu, deci asta trebuie să facă școala, trebuie să facă o anumită școală, trebuie să-i spună când iei ceva, pui niște ghilimele și există o structură clară, depinde în ce fel scrii și atunci nu mai este furt. Argumentul tău e la fel de bun, chiar poate mai bun, pentru că se susține cu ceva ce a zis altcineva. Un al doilea lucru este Wikipedia. Wikipedia este un loc, exemplu punctual, e un loc minunat, e un loc, se întâmplă tot felul de democratizări, de la investiții până la... Wikipedia este o democratizare a cunoștințelor, să zicem. Eu sunt foarte fan Wikipedia. Sunt unul dintre ei care dau, nu știu cât, foarte puțin, un euro, doi euro, ceva lunar la fundația pe care o face. Dar Wikipedia nu este o sursă academică. Deci ceea ce trebuie să știe iarăși un elev, un student, am văzut și oameni mai adulți, da? Este că nu poți să citezi ca o sursă credibilă Wikipedia, pentru că Wikipedia e alcătuită de oameni. Are niște mecanisme de control, dar... Pentru cineva care a trecut deja prin școală și n-a trecut prin toate astea, vorbeai de fermieri mai devreme, tocmai am asistat la... Eu mai fac angel investing și știu de tot felul de... Sunt o grămadă de startup-uri care încearcă să facă lucrurile mai bine, să facă platforme care fac lucrurile mai ușor în diverse domenii și de fiecare dată se ciocnesc, sau de foarte multe ori se ciocnesc, cu o rezistență care vine de obicei nu din neștiință, ci din neplăcerea, din necomoditatea de a face lucrurile digital. Și era ceva cu niște transportatori care mai puteau să transporte și era un algoritm care te învăța cum să pui lucrurile în camion, cât să mai aibă și acolo, și șoferii nu voiau să facă chestia asta, pentru că nu voiau să-și deschidă telefonul și să le urmărești șoferii de long freight, adică de tir. Pentru că ei nu vor să facă chestia asta. Transportatorul în sine, deci patronul, câștigă mai mulți bani, cineva poate să transporte mai repede într-o parte în alta, deci clientul și patronul vor, șoferul în sine are o rezistență să facă. Probabil că în timp asta va duce ca șoferul ăla să găsească din ce în ce mai puțin de lucru, ceea ce înseamnă că e nevoie cumva, nu doar cunoștința în sine, ci și deprinderea sau lipsa respingerii să fie cumva educată, împrietenirea cu device-urile astea. Asta nu știu cum se face. Piața forței de muncă. Deci ajungi și angajatorul te ajută să deprinzi astfel de cunoștințe, desigur, dacă vrei, dar mai este și varianta în care tu investești în tine. Și singur te educi, pentru că școala, din păcate, nu ți-a dat acest set de cunoștințe. Da, din păcate, când dacă ajungi să investești tu în tine pentru a deprinde aceste deprinderi, da, sau nu știu cum să le zic, competențe, da, e deja târziu. Care e momentul la care ai suficient de lucid ca să te gândești la ce ai și ce nu ai ca să ai succes în ocupația aleasă, în piața muncii în general? Deja târziu, probabil în adolescența târzie sau probabil tinerețe, da. E deja târziu ca atunci să deprinzi aceste lucruri. Spunea unul din profesorii mei, care m-a marcat foarte mult, oportunitățile pe care nu le-ai folosit la momentul ăla se răzbună pe tine. Da? Ok, deci cumva nici nu vreau să mă gândesc aceste deprinderi în piața forței de muncă a viitorului României, da? Deci în copiii, în elevii care acum sunt în școală și care vor fi... Da, următoarea generație care intră în piața forței muncii, nici nu vreau să mă gândesc că nu s-ar putea forma această deprindere la ei. Și cred că e o șansă foarte bună să se formeze, de fapt. De ce? Păi, în primul rând, îi numim generația de nativ digital. Deci, într-un fel sau altul, cel puțin o parte din aceste competențe și le formează singur, tatonând și mai degrabă implicit, fără să fie ghidați în mod direct. Și asta ne-a frapat pe noi. Suntem acum deja în beta testing-ul public pentru testul de literație digitală pe care l-am creat și avem deja date foarte multe, peste 100.000 de puncte de date deja, da, copii de diverse vârste, din diverse medii pe care i-am testat. Putem să venim și chiar intenționăm la un moment dat să venim cu un state of the nation pe literația digitală și o să fie fascinant ce se poate scoate de acolo. Ce observăm acolo este că chiar această generație de nativi digitali stă extrem de prost la anumite componente ale literației digitale.
tale. Da? Deci știu să pună un filmuleț pe Instagram, da, știu să fac comentarii pe Facebook, da, știu să-și protejeze securitatea propriului device, hell no. Nu știu, nimeni nu le-a zis niciodată, n-au avut nevoie să deprindă asta, niciodată nu li s-a părut că e important și atitudinea, așa cum spunea Radu, e evident important, adică atitudinea în sensul de oare văd valoare în treaba asta, de ce aș face eu dacă nu mă împinge nimeni în direcția asta? Ei, da? Or să vadă când își pierd contul de Facebook. Da, da, dar vrei să înveți... Protejat. Exact, și atunci ei învață din experiență, da, cum spunea unul din mari educatori, adevărața înțelepciune este să înveți din experiența, din greșelile altora, nu din greșelile tale. Da? Și... Bun, deci ce observăm este că pentru anumite componente a ceea ce noi numim literație digitală, sunt rezonabil de bun chiar fără să învețe cineva în mod activ. Pentru altele sunt însă nicăieri. Și atunci te întreb pe bună dreptate, ai putea crea contextul în școală? Fiindcă de unde altundeva să le dai aceste competențe? Și cumva, dincolo de întrebarea asta de unde să le dai, cine ar fi responsabil să le dea aceste competențe? Și eu spun, aș vota cu două mâini spunând, da, școala, păi cine altcineva? Până la urmă, cine are nevoie? E și o chestiune de națiunea română are nevoie de aceste competențe, are nevoie ca piața muncii să aibă în ea oameni cu aceste competențe, știi? Da, deci formează-le. Asta e un proces lung și o să discutăm. Da, e un proces lung. Primii care trebuie să treacă prin acest proces, înainte de copii, de elevi, de liceni, de studenți, sunt profesorii. Da, tango-ul, da. Takes two to tango. Și asta durează. Haideți să vorbim totuși și de cei care sunt acum pe piața forței de muncă, șoferul de camion. Sau angajatul unei companii care, spre exemplu, anii trecuți, și o să preiau exemplul dat de tine, anii trecuți, pentru că nu l-a învățat nimeni să nu dea click pe un link suspect de la un nabab, dintr-un e-mail din Nigeria, așa, care transmitea o moștenire, așa. Și el a fost curios să vadă cât a dat click de la serviciu și toată compania s-a trezit cu mesaje roșii mari pe ecranul calculatoarelor, căci a fost un val de astfel de atacuri. Ăla e momentul în care, de fapt, angajatorul își dă seama că lipsa preocupării lui pentru a îi educa digital pe angajații săi îl costă mult. Sunt două lucruri, un exemplu extrem. Și noi facem asta. Uite, am un prieten care face o cercetare, cred că i s-a publicat, e foarte, foarte interesant, Digital Security from the Basement to the Boardroom. Pentru că acum ceva ani erau niște geeks undeva, dacă întrebai pe CEO companiei, bă, cine să ia cu digital? Nu știu, avem noi așa ceva, adică era undeva într-un depozit, undeva într-un colț, da? A devenit atât de important, mai ales pentru, nu știu, o bancă sau ceva care se bazează pe încredere, să fie digital security acolo în board, astfel încât să fie o unealtă strategică, nu unealtă de protecție de gen, ok, și ți-ai luat asigurare RCA sau așa mai un departe. Avantaj competițional. Exact, ceea ce înseamnă că dacă e acolo în boardroom și se întâmplă chestia asta, poți să o răspândești mai ușor, să-i răspândești principiile mai ușor prin niște proceduri sau prin educație. Ce facem noi acum și mă duc imediat și merg și la școala mai de tineri, ce facem noi la programele de adulți, de manageri, noi avem manageri cu experiență, șef de companii, șef de echipe mari, este să învățăm cum se digitalizează lucrurile și chestia asta implică o alfabetizare inclusiv în securitate. Sunt chestii câteodată de strategie de business, de exemplu dacă faci o platformă, e foarte la modă acum în strategie, platforms and ecosystems, toate companiile mari sunt de fapt niște ecosisteme dezvoltate în jurul unor platforme. iOS, Facebook, Nespresso, că nu trebuie neapărat să fie, dar Nespresso are cea mai mișto chestie a lui Nespresso, este forma capsulei, da? Pe care o patentează și el are și suppliers care fac mașinile, vând și altor cafele dreptul de a face. În momentul în care faci chestia asta, ce faci? Noi îi învățăm că ceea ce nu poate să facă, poate să învețe din greșelile altora, este că trebuie să ai grijă de supplierii tăi, de nu neapărat de toată lumea se duce să facă lucruri bune pentru clienți. Nu, prima oară trebuie să-ți aduci, dacă ești Uber, ca să fiu clar, trebuie să ai grijă la început de șofer. Dacă ești Airbnb, trebuie să ai grijă de cei care au casele. Da, de asta este un lucru pe care îl învață în programele noastre. Dacă e să te duci mai devreme. Deci, cum se face cu digitalizarea? Ce faci când ai o companie care nu e digitală și vrei să... Pentru că dacă nu faci tu, o să o facă ea de lângă tine, e clar. Ce facem
să zicem, în partea astălaltă, este ne ducem să ne împrietenim cu piața muncii. Pentru că piața muncii are deja niște sisteme sau dacă nu le are, vrea să și le facă acum și eu o să dau exemple concrete. Piața muncii vine peste universitate, adică există niște programe de digital marketing de la Google cu niște certificări în trepte care eu cred că peste 20 de ani o să conteze mai mult într-un CV și mai ales în ce știi să faci decât nu trebuie să te angajezi la Google, trebuie să știi chestia aia și ai certificările, sunt ca alea de limbă, B2C, nu știu ce. Ce facem noi este să integrăm un astfel de program, îl fac copiii în facultate. Ce mai facem este să la anul începem cu același partener, deci la BISM, facem cu Aberdeen University din UK. Ei au un program foarte bun de gaming. Ce facem este să ne alegem un partener foarte bun din industria de gaming de aici. Aici chiar că sunt immersed copii în gaming de la început, dar gamingul de structurare a unui joc e altceva decât să-l joci, da? Și nu vorbim doar de testeri, toată lumea vrea să fie testeri. Îi să aducem un program de acolo, de ce arăși, cu un mare jucător român care știe să facă asta și care spune, domnule, noi avem nevoie de asta, asta și asta și vei fi certificat în paralel cu notele pe care le vei lua, vei ieși cu un portofoliu. Noi asta facem la toate programele noastre de licență, ies cu un portofoliu, cu un fel de CV, au făcut proiectul ăla, au competența aia, dar în cazul practic al chestiilor digitale, că e vorba de competențe de gaming, că e vorba de digital marketing, ies și cu niște certificări profesionale. Adică ideea e că mi-e frică că o să-mi ia ăla pâinea de la gură, dar pentru că mă duc și fac cu el ceva, cu Google sau cu cine o să fac ceva în astăzi. Deci asta la tineri, ai la alții învățăm că există niște principii pentru toată compania. Deci ce înțeleg din ce spune Radu este că de multe ori, în absența unui interes instituțional al statului român de a veni și de a introduce o astfel de literație digitală pe diferite niveluri educaționale, vine piața muncii peste, mai ales în mediul universitar, unde poate, unde găsește partener. Realitatea te forțează, nu ai acest lucru, nu-ți găsești job timp de 2 ani, o să te pui să înveți acel lucru, dar e atât de simplu. Te forțează realitatea până la urmă, mai ales într-o piață, poate piața noastră, la momentul ăsta, piața muncii în România nu e cea mai facilă pentru a-i forța pe oameni să dobândească noi deprinderi sau competențe, da? Fiindcă e un, mă rog, cum se it's a seller's market, ca să zic așa, în sensul că șomajul e foarte jos, dai cu tu nu să găsești angajați buni și atunci e foarte posibil să tolerezi lipsuri de genul ăsta pe care nu le-ai fi tolerat dacă lucrul ar fi stat altfel, dacă ar fi fost un buyer market. Totuși, vei fi motivat să înveți lucruri sau să deprinzi lucrurile pe care nu le știi, cumva, în primul rând, de realitate, adică bun, în primul rând așa. În al doilea rând, în zona asta digitală, internet, programare, digital skills, nu știu cum să-i zic, din totdeauna a existat o tradiție din punctul ăsta de vedere. Mi-amintesc, eu nu am mers când am terminat liceul, un liceu de matematică informatică, cred că sunt unii dintre puținii care n-am mers înspre programare și informatică și politehnică și automatică. Dar mulți din prietenii mei, din colegii mei de atunci s-au dus și țin minte că se plângeau foarte mult timp că n-au ce învăța în universitate. Profesorii din universitate știe mai puțin decât știu eu despre limbaje exotice. Păreau exotice, erau la modă la momentul ăla, dar universitatea șchiopăta în urma practicii. Și cred că asta niciodată nu s-a stopat. Poate profesorii și universitățile au devenit mai bune, dar în continuare anumite limbaje nu le înveți acolo, da? Adică, nu știu, vrei să înveți Ruby on Rails, nu te învață la universitate. E mai exotic, e mai... Ok. Și din totdeauna această zonă a programatorilor și a high-tech-ului, practica a stat cu doi pași, nu unul, doi pași înaintea a ceea ce ai putea dobândi prin educație formală. Au avut întotdeauna sisteme de certificare sindicalizate. Adică nu trebuie să-mi dai o diplomă că știu acel lucru. Mă duc pe cutare site care în mod implicit e recunoscut de absolut toată lumea și dau acolo un test și dacă eu vin de acolo cu patalamaua că știu, nu știu, respectivul limbaj, asta contează mai mult pentru orice angajator decât orice altă diplomă aș aduce eu. Deci cumva a existat întotdeauna o tradiție în această zonă de tehnologie avansată. De ce? Păi fiindcă acest serviciu nu era oferit de nimeni altcineva. Deci oamenii... De certificare ai nevoie tot timpul, să înveți ai nevoie tot timpul. Dacă asta nu ți se oferă în educația formală, o să găsești un debușe, o să se creeze acea entitate care oferă respectivele lucruri. Uite, deci, o întrebare aparent simplă. Primul lucru pe care voi, dacă ați fi în locul unui educator, unui profesor din ciclul primar de învățământ, ați încerca să îl predați copiilor din fața voastră. Deci un lucru, primul, poate cel mai important.
ciclu primar. Clasele 1-4. 1-4, primary, da. Hai, cine da, vrea să da, mi-e greu să-mi dau seama ce aș preda, dar cu siguranță că aș merge înspre tehnologie, adică aș încerca să predau ceva, să-i ajut să deprindă skill-uri online. Acum mă uit la Fimiu, ăla mic e în clasa 3-a, deci E în această zonă, da, deci e în 1-4. Și unul din lucrurile pe care le face cu lejeritate și toți ceilalți colegi bănuiesc că le fac cu aceeași lejeritate, să caute informația, da? Ce nu, îți dau ție apă la moară acum, ce nu au este gândire critică față de informația respectivă. Deci aș încerca să deschid cumva un domeniu întreg de discuție despre ce e... Cum cauți pe internet? Cum cauți și în ce fel tratezi informația? Exact cum o tratezi, că de găsit o găsești ușor. Dar cum poți să iei decizia despre ce informație, care e sursa reputată, care nu... Da, deci mai degrabă ține de decizia privind calitatea informației respective. Ăsta e un lucru pe care îl văd că nu îl poate face. Al doilea lucru pe care văd că nu îl poate face este să genereze conținut digital. Da? Să creeze un film, o prezentare, un anything pe care după aia să-l utilizeze pentru a comunica cu ceilalți. Fiindcă simplu... felul în care ei comunică de obicei este căutând informația, dar comunicând tot verbal. Deci cumva tehnologia, adică sunt într-un Zoom și își zic unul altuia, uite ce am văzut, uite ce am făcut, dar ei nu... Da? Deci două lucruri. Da. Primul ar fi cum să trateze informația, da, și pe care o caută pe internet. Da, și asta știu rezonabil de bine, dar nu știu cum să... Să creeze informație pe care să o distribuie pe internet. Digital. La adevărata valoare a conținutului digital sau așa cum înțelegem conținutul digital, fiindcă să vorbești cu colegul prin Zoom, aș putea construi un argument foarte puternic că nu e conținut digital. Da? Fiindcă, în primul rând, nu are remanență, adică n-a rămas acolo, o prezentare, un filmuleț, ceva ce se postează, rămâne acolo. Faptul că i-a zis colegului, du-te acolo, nu știu, fă X lucru sau uite ce am aflat eu, n-are remanență, e la fel ca un telefon până la urmă, nu are puterea aia a digitalului. Și cred că aici șchioapă-te ai noștri în primary. Nu știu dacă greșesc aici. Tu lucrezi mai mult cu gândirea critică. Cum ai putea să greșești cu opinie, nu? Da, e opinie. E, nu e albă sau neagră. Deci, Radu, ia uite, două exemple. Da, două și cred că aceleași două. Eu m-am gândit la două chestii care, de fapt, vin pe aceleași două. Da? În primul rând, i-aș învăța cu Google. Google nu e o unealtă... Pare simplu de folosit. E ca iPhone-ul, dar are un singur buton. Da? Dar nu e chiar atât de simpatic. Lumea crede, de exemplu, că e un motor de căutare. Nu e. E un motor de sortare. Faptul că îți găsește un milion și nu știu care de hituri, nu e important. Ce e pe prima pagină e important. Și i-aș învăța cu Google, i-aș învăța ce înseamnă a doua pagină din punct de vedere al aluia care caută ceva, dar și din punct de vedere al aluia care se regăsește pe pagina a doua, pagina doar nu există. Asta. Deci ai învățat puțin cum funcționează de fapt, ce folosesc. I-aș învăța cum e cu Google Trends, pentru că foarte mulți copii caută pe Google, ar putea să vadă ce caută copii din alte țări, de exemplu. Google are niște instrumente foarte simpatice care nu sunt foarte popularizate. Și al doilea lucru, deci asta ar fi cu cum să tratezi căutarea de informații și date, dar eu aș învăța la Google, că din păcate e monopol. Ce aș face cu să creezi informații este i-aș pune să creeze ceva ce le place. I-aș pune să facă, de exemplu, să învețe să facă un joc sau să, dacă scriu ceva, să scrie, nu știu, când eram eu puștan, asta e boomer, apropo de... noi, pe vremea mea, da, era cu revista școlii sau cu să publici ceva undeva. Dacă publicai ceva undeva, era extraordinar. Mi-aduc aminte când fiimea, am două fetele, încă o dată sunt studente acum, dar fiimea, când era în clasa a 5-a, a rugat un prieten care are o casă de producție în Anglia, ea era fan YouTube, scrie și mie un articol despre YouTube. A fost primul articol, să zicem, documentat și de opinie pe care l-a scris și e cu totul altceva decât să scrii pe hârtie un eseu la școală. Aș face un mix din cele două, le-aș cere o temă, nu să-mi aducă mie să o scriu, să o corectez, ci să o publice undeva. Pe unde vor? Pe blogul lor. Să-ți faci blogul, de exemplu, ca să publici respectiva idee, este un demers foarte bun. Bun, și acum cu acest exercițiu în minte, deci noi am făcut exercițiul ăsta pentru niște copii de clasa 1-a, 5-a, cam asta e zona. Ar funcționa exercițiul și dacă am merge către un angajat de 30 de ani care încearcă să-și găsească un job mai bun, să știe unde să-l caute, cum să trateze informația despre locul pe care îl vrea
Și doi, să știe să se prezinte, cum să se vândă pe el, nu rămân valabile. Nu le întâlniți în calipsuri, desigur, din păcate, în multe din angel investor, startup-urile care vin să se prezinte business-ul, studenții care vin să se prezinte pe ei sau să-și prezinte munca cercetării lor. Da, da, e indubitabil. Da, deci, da, așa e. Găsește amândouă componentele astea. Cred că e mai greu să le formezi la adulți pentru că învățarea are o componentă ludică, știi? Adică e un joc. Copiii intră foarte ușor în jocul ăsta, știi? Hai să ne facem că nu știu ce. Da, facem un joc, ai zis tu. Imediat o să muște din provocarea asta și o să se implice, da? Make believe-ul ăla. Știi? Ah, ce fain, hai să ne facem că ne jucăm de-a. Da? Ok, încearcă să faci asta cu un adult de 40 de ani, căruia încerci să-i formezi capacități mai bune de a se prezenta digital, de exemplu, având un CV digital și capturând acum acolo poate o parte din urmele lui digitale, nici măcar nu sunt conștienți de faptul că lasă urme digitale și parte din procesul de vetting pe care îl faci în selecția de personal e și ăsta. Adică o să mă uit pe Facebook-ul tău și sigur o să văd acolo pozele pe care le-ai pus de acum 10 ani de când ai, nu știu ce beție cruntă ai făcut și sunt urme digitale, rămân acolo, da, deci cumva și dacă încerci să faci, să le predai, să le creezi, să le formezi, să le dezvolți aceste competențe, cred că adulții intră mult mai greu în jocul ăsta. Păi, nu suntem copii, ne jucăm aici, treabă serioasă. Deci, am dubile mele, dar poate greșesc aici despre cât de ușor poți să creezi aceste lucruri. Adică, experiența mea cu învățarea adulților a fost că întotdeauna relația era mult mai formală, știi, contextul era mult mai formal. Uite, predăm și discutăm aici, că suntem oameni serioși, da? Și poate ăsta e motivul pentru care nu învață atât de bine lucrurile astea. Hai să vedem. Radu. În general există ceea ce se cheamă status quo bias. Ne place așa, da? Cum e acum. Chiar dacă e rău acum, ne place mai mult decât să schimbăm. Pentru că există rezistența la schimbare care vine din acest bias. Dacă e cineva care a fost manager, eu am trecut prin experiența asta și încerc să schimbi software-ul cu care lucrează echipa ta sau luminile sau orice încerc să schimbi, vei întâmpina o rezistență, vor vrea să te omoare și să scoată mațele pe afară, pentru că bă, da, e mai simplu și mai bun, mai ușor. Mai simplu și mai bun e mama ta, adică în niciun caz. E, gândește-te cum se întâmplă chestia asta într-un om care deja n-are confortul de a avea un job. Este un om care are o lipsă de job, e disperat, are un anumit mindset probabil un pic mai conservator. Și e destul de greu să-l faci să facă chestia asta. Ce știu că se face este să inventează platforme și unelte din ce în ce mai ușoare, prin care chiar dacă n-ai competențe digitale foarte aprofundate, poți să-ți faci un CV, poți să înregistrezi un filmuleț, poți să, habar n-am ce să mai faci, poți să vezi cum e locul de muncă cu ABC, da, ABC-ul ăla trebuie să-l faci. Uite, de exemplu, mă iau pe mine, mi-e greu, cam știu cu calculat, nu știu, să codez, dar știu să mă descurc cu diverse feluri de... Și am avut pe cineva care m-a ajutat să pună, am un fel de blog, luam ceea ce scriam prin diverse locuri în română, le traduceam în engleză și le puneam acolo. Dar că pusul ăsta se face cu un WordPress, nu știu ce, și rugam pe cineva și îmi făceam și de fiecare dată, nu eram, mai vreau să, asta e mai bine, asta e mai mic, așa. După care m-am apucat eu să fac. Primul a fost oribil, adică primul mi-a luat o oră și jumătate, după aia am știut să fac. E greu la început să faci ceva și mi-a fost greu, adică o văd la mine. Să facă ea, mai bine plătesc pe cineva. Nu, dacă te implici, vei ști mult mai ușor. De exemplu, acum iar mă duc la manager și ce să cer cuiva să facă. Merg în siajul uneia din lucrurile pe care le-ai zis tu. Are foarte mult sens. Lucrurile astea nu se învață, competențele digitale nu se învață din cărți, se învață cu mâna pe tastatură. Nu poți să înveți să programezi altfel decât punând mâna pe tastatură. Nu. Și am avut situații de genul ăsta, adică ridicole, de-a dreptul, ilare, oameni care vreau să învețe să fie mai buni în computer, dar n-aveau computer acasă, n-aveau laptop acasă, vedeau computerul când veneau la curs. Păi cum să înveți o oră pe săptămână și să ai expertiză cu adevărat? Da? Deci cumva faptul că ești imersat în acea lume te obligă cumva să lucrezi cu acea lume și asta e una din sursele de scepticism pe care le trăiesc o parte din piața muncii care acum, o parte din oamenii care sunt acum în piața muncii, da? Deci
zona asta de 55-60 de ani, adică ultimii 5, ultimii 10 ani de activitate înainte de pensionare și care nu au competențe digitale, probabil că au o șansă foarte mică să le mai dobândească. Nu mai au versatilitatea necesară, stau în afara acelei lumi, nu au device-urile cu care să interacționeze. Pentru toți cei care stau sub această vârstă, e oricând făcubil, fără foarte mari probleme. Adică, până la urmă, nici noi nu suntem atât de departe de vârsta aia. Deci mă gândesc la oamenii din generația mea, nu e nemai văzută, nemai făcută așa o treabă. Și cu cât vârsta e mai redusă, cu atât am aștept mai mult să fie imersați, de fapt, în acest concoct. Cred că mai putea să discutăm multe ore, domnilor, despre subiectul ăsta. Trebuie însă să tragem linie și concluzii vă propun să avem așa. În primul rând, pentru a fi eficientă, literația digitală trebuie să înceapă de la vârste mici. Da. În același timp însă îmi dau seama din ce ați spus amândoi că am avea o societate mult mai bună dacă procesul ăsta ar începe de ieri. Am avea o societate mult mai bună mâine. Vă mulțumesc mult pentru discuția de azi. Mulțumim pentru invitație. Mulțumesc. Și o continuăm.